Neprezentarea la timp a declarațiilor privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la Casa Teritorială de Asigurări Sociale atrage după sine aplicarea unor sancțiuni pecuniare. Все плательщики обязаны сдавать в социальный фонд декларации. Но у нас Toți contribuabilii sunt obligați să prezinte declarațiile la Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Însă în raionul Basarabeasca contabilii nu se prea grăbesc. Doar în primul semestru au fost întocmite 45 de procese verbale. Conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuabilii sunt obligați să prezinte declarațiile REF 5 și 4 BAS lunar până în data de 25. Conform articolului 294 aliniatul 1 din Codul Contravențional, pentru persoanele fizice se aplică o amendă de la 15 până la 50 de unități convenționale, pentru persoanele juridice de la 50 până la 100 de unități convenționale. Nu se aplică amenzi doar în cazurile în care se schimbă directorii sau contabilii. În acest caz, contabilii sau directorii trebuie să vină ceva mai devreme la Casa Teritorială de Asigurări Sociale și să scrie o cerere motivată și argumentată, deoarece este necesar un termen de prelungire sau de înlocuire a semnăturii. Asemenea situații le înțelegem. Conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat, dacă întreprinderea are mai mult de 10 angajați, declarațiile se prezintă în formă și cu semnătură electronică. Acest proiect de lege este în curs de examinare la Parlament. Dacă va fi aprobat, atunci și angajatorii care au cel puțin 5 angajați vor fi nevoiți să le prezinte.